Pentru cazuri de urgență și sigilată. Da, dar eu am vrut să venim pe scara aceea și aveți venim degeaba. A, nu, e deschisă. E deschisă și sunt dosare aici. Asta e la balcon, iese. Pentru cazuri de urgență. E de la balcon, e închis. Ca să nu vină să nu cigaș. Să vedem ce fel de dosare avem aici. Direcție, autorizare, disciplină în construcție. Calendarul opțiunilor sportive. O fi dat cu caracter personal aici sau date secrete la dispoziția noastră? Manej. Cereri prealabile. Avize la proiecte și hotărâri de guvern. Interesant. Documente de stat la dispoziția oricui. Termen de referință. Documente, note informative. Nu scrie pe niciună strict secret ceva. Și fac, am găsit documente, da. Am găsit documente cu ștampila guvernului, plan de acțiuni. În 2016, nu-s deloc vechi documentele, sunt abia 3 ani trecuți. Aș mai munșeu ăștia din guvern. Hai de capul lor și mai munșeu. E greu. Contract de locațiune din 17, încă mai proaspăt. Manejul de atletică ușoară. Mariana Lungu. Chirie constituie 3334 de lei pentru pe lună, probabil. Sau pe an. Chirie constituie. Nu scrie suma, scrie, dar nu scrie pe cât. Scrie bară MDL, dar MDL pentru ce perioadă? Pentru o săptămână, pentru o zi. Termenul contractului se stabilește până pentru data de 1 august, conform următorului grafic. Ce fel de termen, băi, ce cu dânșă? Pe 1 august începe sau se termine? Termenul contractului, locațiune. Vai de capul meu ce se mai exprimă ăștia în contracte. Se obligă să achite la timp chiria. 3300 rechizite bancare, semnătura lui Manolache, rectorul universității, cred că. Dar cui i-a dat? Întreprindere de stat, manejă. Transmitere în posesiune și folosință temporară cu plată. Pentru un eveniment. A, am înțeles, e numai 3300 pentru perioadă, pentru data de 1 august, de la 8 la 10. A, numai 2 ore, 3300 pentru 2 ore. A, am înțeles, bun, clar. Și aici tot așa. 112.000 pentru 7 ore pe zi. Tot manejul, clar, interesant. Grămadă bani. Grămadă documente. Contract de locațiune. Contract de comodat. O grămadă documente. Notă raport cu privire la anuala activității manejului atletic. Victor Zubcu, ministru tineretului. Făcut audit și recomandare, constatare. Activitatea economico-financiară atestă o dinamică negativă și înregistrează pierderi pentru perioada de 2015. 2 milioane pierderi. Datorii pe termen lung, amortizarea activelor.
Da, e greu cu sportul. Și eu plecat de aici, nu și-au luat documentele, terenurile. Aici cu terenurile trebuie să fie business serios. Spre examinare, din 13, Octavian Țicu, ministru al tineretului. Anatolie Ghinaș, Iacăș Țicu, semnează documente. În prezentă vă informăm, am înaintat un demers. Să obligăm oficiul teritorial să sancționeze persoanele. Ok. Ion Cebanu, tot ministru. Documente oficiale de la Ministerul Tineretului. Tineretului. Da, dar mă tare este așa cu nu. Eu credeam că e închisă ușa asta, dar e nu închisă. Interesant că acolo și vreo... Da. Istoria da? Pentru istorie, baza de canotaj, dosar cadastral. A, și niște jurnaliști de investigație ar da mult să vadă documentele astea. Baza de canotaje, țin minte că e în teritoriu un litigiu. Ministerul de Tineretul atunci era cu... Și la Brejnev sau cu cine era la Brejnev? Cine? Brejnev? Nu, că asta e din... De 2-3 ani în urmă. 2-3 ani în urmă. Foarte recent. Ai pus acolo siguranță, ce mai vrea ta. Aha, bună siguranță.